Salutare, prieteni! Am ajuns astăzi în Zimnicea, în județul Telorman, acasă la Dan Bâță. El este un bărbat de 39 de ani, însă din păcate este paralizat de la gât în jos. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani de zile, atunci când el avea 14 ani. Fiind aici în Zimnicea, aproape de Dunăre, fiind un tânăr de 14 ani plin de energie, îi plăcea sportul, îi plăcea să facă fotbal, să noate, s-a dus într-o vară călduroasă în 1996 la Dunăre să facă baie. Însă, din păcate, a sărit în Dunăre, într-o apă foarte mică, mai mică decât genunchiul, și a paralizat pe loc. Mai mult decât atât, era să moară acolo, pentru înecat, pentru că nu l-a văzut nimeni inițial. Însă, în ultima clipă, un bărbat l-a ridicat și a salvat viața, riscând în felul acesta să moară înecat. De atunci, este aici, în acest spat special, pentru problema lui. Nu-și poate mișca mâinile, nu-și poate folosi picioarele, folosește pampers, însă este un bărbat foarte inteligent. Folosește foarte bine computerul, puteți vedea aici, are microfon cu care comandă computerul, îi place foarte mult să lucreze pe computer, însă iată, are problema aceasta și mai mult decât atât, el și-ar dori să aibă o mașină specială pentru problema lui, o mașină care să fie construită special pentru astfel de persoane cu dizabilități, paralizate.